Șefii Partidului Conservator au încălcat promisiunea făcută acum câteva săptămâni în USL și au organizat propria conferință de presă. Asta în condițiile în care președintele Ilie Petrescu dădea asigurări că el și colegii săi se vor confirma celor stabilite cu liderii din PSD și PNL. Marius Borgan a recunoscut astăzi că problemele din Uniune sunt departe de a se fi terminat. Nu există la ora actuală niciun fel de ruptură, dar nici nu stăm atât de bine în cadrul USL-ului. Și atunci am zis că fiecare partid are identitatea lui până la urma urmei. USL-ul este USL-ul, dar Partidul Conservator, Partidul Național Liberal sau PSD-ul sunt partide cu identitate politică. Nu funcționează, să știți, la nivel de județ nu funcționează USL-ul. Deocamdată v-am spus, eu am mai spus-o și am declarat și pe la emisiuni, lucrurile sunt în ceață. Conservatorii speră ca șefii de la București ai celor trei partide din USL să rezolve problemele printr-o vizită în Gorj. Mărul discordiei îl reprezintă în continuare neînțelegerile dintre ei și colegii liberali privind împărțirea primăriilor în care vor candida politicienii la alegerile de la anul. Borcan recunoaște că opțiunea listelor proprii este una viabilă. Deocamdată sunt, eu știu, haide să zicem, vorbe. Decizia finală va fi luată atunci când vor veni dumneavoastră, vom găsi soluția. V-am mai spus-o, trebuie să ne punem la masa tratativă și dacă vom găsi soluția, o găsim. Dacă nu, repet, vom merge pe liste proprii. Și noi ne dorim 10 primării. Dar uitați-vă și dumneavoastră că nu cred că PNL-ul din cele 30 care au reușit să ajungă la o înțelegere cu PSD-ul va da Partidului Conservator 10. Rămâne de văzut dacă reprezentanții Partidului Conservator vor avea sau nu de suferit în urma declarațiilor date. Asta cu atât mai mult cu cât șefii USL spuneau acum câteva zile că cine nu respectă înțelegerile riscă excluderea.